Ochii Fecioarei din Guadalupe constituie unul dintre marile mistere ale științei. Imaginea prezintă detalii care, potrivit cercetătorilor, nu ar trebui să existe. Se spune că această lucrare nu este pictată de mână omenească, iar imaginea ei minunată își ascunde atât de bine misterul și astăzi, în fața istoriei și a oamenilor de știință. Sfânta Fecioară din Guadalupe este numele dat preacuratei cu ocazia aparițiilor sale din 1531 de pe colina Tepeyac, în prezent o suburbie a orașului Ciudad de Mexico. Sfânta Maria i-a apărut lui Juan Diego, un amerindian care ulterior s-a convertit la catolicism. În acea zi, de 9 decembrie 1531, Juan Diego călătorea pe drum și, trecând pe lângă o colină, a auzit concertul magnific a mii de păsări. Ridicând capul, a văzut un nor alb înconjurat de un minunat curcubeu. Din lumina albă ce ieșea din nor, el a văzut apărând o femeie tânără și frumoasă, învăluită de o lumină puternică, o lumină ce dădea colinei o strălucire aparte. Apariția Fecioarei deasupra colinei metamorfozate era de o frumusețe ieșită din comun. Hainele ei străluceau într-un mod supranatural, însă lumina și culoarea păleau în fața splendorii chipului și privirii ei. Cu un zâmbet plin de iubire și compasiune, l-a întâmpinat pe Juan Diego, care se apropia. I-a spus cine e și l-a trimis la episcop pentru a-i cere în numele ei să înalțe o biserică pe acel loc și să-i povestească tot ce văzuse. Juan Diego a alergat îndată la episcop, dar nu a fost crezut. Întorcându-se seara acasă, a întâlnit-o din nou pe Fecioara Maria, căreia i-a mărturisit în succesul său și i-a cerut să fie dezlegat de misiunea care i-a fost încredințată, declarându-se nevrednic de ea. Fecioara însă i-a poruncit să se întoarcă în ziua următoare la episcop, care, după ce i-a pus multe întrebări cu privire la locul și împrejurările aparițiilor, i-a cerut un semn. În ziua următoare, Sfânta Fecioară i-a cerut lui Juan să urce în vârful colinei, să culeagă toate florile din locul unde ea a apărut, să le pună în mantia lui, să le ducă episcopului și să îi spună că acela era semnul. Ajuns în fața episcopului, indianul a desfăcut mantia, iar în timp ce florile au căzut pe jos, i-a spus episcopului că acela era semnul. Toți cei prezenți în încăpere s-au aruncat cu fața la pământ, deoarece pe mantia țăranului apăruse icoana Fecioarei Maria, așa cum o știm astăzi, drept Sfânta Fecioară din Guadalupe. După aceste minunate apariții, cu permisiunea episcopului, Juan Diego a trăit restul vieții sale într-o colibă aproape de capela în care imaginea miraculoasă a fost expusă pentru a fi venerată. S-a ocupat de capelă și de primii pelerini care au venit să se roage Sfintei Fecioare Maria. Ca mesager al preacuratei, el a primit harul iluminării interioare și din acel moment a început o viață de rugăciune, virtute și iubire fără margini pentru Dumnezeu și pentru aproapele. A murit în 1548 și a fost înmormântat în prima capelă dedicată Sfintei Fecioare din Guadalupe. Juan Diego a fost beatificat în 6 mai 1990 și canonizat în 31 iulie 2002 de către Sfântul Ioan Paul al II-lea, în timpul celei de-a cincea vizite pastorale în Mexic. Sfânta Fecioară Maria din Guadalupe este singura icoană ce s-a imprimat singură pe o pânză. Chipul ei își păstrează în mod miraculos culorile intacte și astăzi, iar tilma care îi servește drept suport nu s-a deteriorat deloc, în ciuda sutelor de ani care au trecut peste ea.
Imaginea imprimată pe mantia lui Juan Diego a determinat convertirea la catolicism a milioane de băștinași mexicani, dar și la o creștere fără precedent a influenței spaniole. Icoana a fost supusă ulterior cercetărilor științifice și expertizelor chimice. Încă din secolul al XVIII-lea, cercetătorii au demonstrat că este imposibilă pictarea unei asemenea imagini pe o pânză cu aceeași textură, fără niciun apret. Chiar și pe pânza specială pentru pictat, care este cu mult mai fină, artiștii folosesc un strat preparator pentru a evita ca vopseaua să fie absorbită. Ori imaginea fecioarei este perfect vizibilă atât pe fața cât și pe spatele țesăturii. Culoarea turcoaz de pe manta este la rândul său o enigmă. Pigmentul din care a fost făcută este pe jumătate transparent, are origine necunoscută și este la fel de strălucitor ca și cum ar fi fost aplicat de curând. În fibrele examinate nu a fost găsit niciun colorant, nici vegetal, nici animal, nici mineral, culorile fiind la fel de intense și astăzi. Coloranții sintetici erau excluși, pentru că au apărut abia în a doua jumătate a secolului XIX. Cu alte cuvinte, fibrele vegetale albe ale țesăturii se coloraseră nu se știe cum. Studiile științifice nu reușesc nici acum să descopere originea coloritului ce formează icoana, nici modul în care a fost pictată. Oamenii de știință de la NASA au afirmat că materialul care formează culorile nu aparține niciunui grup de elemente cunoscute pe Pământ. S-a trecut o rază laser peste țesătură și s-a constatat faptul că această coloratură nu se află nici pe față, nici pe dos, ci culorile plutesc la o distanță de zecimi de milimetru deasupra țesăturii, fără a o atinge. Culorile plutesc în aer pe suprafața mantiei. Când este privită de la o distanță de peste 2 metri, culoarea chipului fecioarei trece de la alb la măsliniu. Aceste culori schimbătoare, numite iridescente, țin de o tehnică imposibil de realizat de mâna omului. Fibra de agavă, care constituie pânza icoanei, nu poate dura mai mult de 20-30 de ani. Acum câteva secole s-a pictat o replică a icoanei pe o pânză din fibră de agavă, însă aceasta s-a dezintegrat după câteva decenii. În aproape 500 de ani de la această minune, icoana fecioarei pare neatinsă de trecerea timpului. În 1791 s-a vărsat din greșeală acid clorhidric în partea de sus a pânzei. Locul cu pricina a căpătat doar o culoare gălbuie, dar fără a se deteriora pânza. În scurt timp, fără vreun tratament anume, țesătura afectată și-a recăpătat aspectul inițial în mod miraculos. În 1921, o altă amenințare s-a abătut asupra icoanei Sfintei Fecioare. Un anarhist mexican a încercat să arunce în aer biserica în care se afla icoana. Totul s-a transformat în scrum, cu excepția minunatului chip al Maicii Domnului din Guadalupe. Un reputat astronom francez a reconstituit pe calculator poziția stelelor și a planetelor de deasupra Mexicului din data de 9 decembrie 1531. În mod uluitor, imaginea cerului corespunde perfect cu cea care înconjoară silueta fecioarei imprimată pe haina lui Juan Diego. Timp de mai bine de 20 de ani, José Asté Tonsman, doctor în sisteme informatice și absolvent în inginerie civilă, a studiat imaginea imprimată pe mantia lui Juan Diego. Ceea ce i-a stârnit în mod deosebit curiozitatea au fost ochii fecioarei. Cu toate că au dimensiuni microscopice,
Irisul și pupilele icoanei prezintă contururile detaliate ale unui grup de cel puțin 13 persoane. Aceiași oameni apar și în ochiul stâng și în ochiul drept, în proporții diferite, la fel cum ochii unui om reflectă imaginea obiectului pe care îl privesc. A mărit digital imaginea de 2500 de ori și a identificat mai multe siluete distincte care se reflectă în ochii icoanei. Potrivit cercetătorului peruan, se pot distinge următoarele personaje. Un băștinaș ce stă așezat și privește spre cer, profilul unui bătrân cu barbă lungă, un bărbat mai tânăr, un alt indigen, probabil însuși Juan Diego, o femeie de culoare și un bărbat ce duce mâna la barbă. Tonsman este de părere că detaliile din ochii picturii sunt reflexia unei scene petrecute în decembrie 1531, în care țăranul Juan Diego s-a întâlnit cu episcopul și cu alte câteva persoane. Mai mult, în centrul pupilelor, la o scară mult mai mică, se poate distinge o altă scenă în care apare o familie de băștinași, un bărbat, o femeie și mai mulți copii. La analiza imaginii, José Tonsman a folosit un proces utilizat la reprezentarea vizuală a datelor transmise de sateliți și sondele spațiale. Inginerul peruan opinează că detaliile din ochii picturii sunt atât de fine încât nu ar fi putut fi pictate de mâna unui om. Tonsman nu a avansat nicio teorie cu privire la semnificația acestei imagini, însă crede că descifrarea mesajului depinde de dezvoltarea tehnologiei din domeniul optic. Oftalmologi renumiți și oameni de știință din toată lumea au examinat ochii portretului. Toți au fost frapați de impresia pe care o degajă, de parcă ar fi vii. Studii oftalmologice realizate pe ochii fecioarei au dezvăluit faptul că, apropiind de ei o sursă de lumină, retina se contractă, iar îndepărtând-o se dilată din nou, exact cum se întâmplă într-un ochi viu. Știința modernă este lăsată fără explicații în fața minunilor imaginii fecioarei din Guadalupe. Este o realitate irepetabilă ce depășește posibilitățile de înțelegere, motiv pentru care se poate spune că suntem în fața unui fapt supranatural. O tilmă care nu se strică, unele culori care nu au fost pictate și o pupilă care conține întreaga scenă și toți oamenii din momentul miracolului. Icoana este păstrată în sanctuarul de la Guadalupe, din Ciudad de Mexico, și adună zeci de milioane de turiști care vin să o venereze ca pe una dintre cele mai mari minuni creștine.